Dar se știa, Marius, dar câte... Ba bine, mă, pe eu cum dar să știu? Dar câte Babi dansa lângă tine, ai văzut mai în scenariu? Băi, la ce, mă? Băi, Marius, mă, eu mine, nu mai e. Dar tu scauzi discuții cu mine? Dar nu-mi caut. Băi, asta îți faci scauzi. Sunt ultimele săptămâni și am vrut să lămuresc chestia asta. Atât de tare că te deranjat, te deranjat. Am văzut că te deranjat. Când ți-a dat un picior la insignia, voi când vi le lăsați aruncate pe acolo. Ideea era alta. Băi, mă, lași, dacă vă uitați cheile și insignele prin pat, aici nu mai sunt așa importante, acum sunt importante. Nu pentru că scauzi discuții cu mine, spun eu. Atea ori vi l-ați lăsat. Și nu le-ați găsit peste noapte și vi le-a căutat staff-ul. Dacă țineați așa mult la insigne și la chei, dar nu ți le legați de gând. Asta zic, că nu e nicio idee. Nu, îți cauți o discuție cu mine și nu o ai. Nu, nu, era alta. Am pus întrebarea pentru tot. Închis pentru mine, dacă vrei să vorbești, te rog. Da, nu o să vorbesc cu nimeni, dar pur și simplu am pus o întrebare generală. Asta, și te-am răspuns. Dacă țineați așa mult la insigne, nu le pierdeți. Le-ați pierdut de tot sezonul, că așa mult ați ținut la ele. Da, corect. O da la glumă, o da la vrăjeală. Nu, am dat intenționat. Cum să dau la... Ești lege rugabone. Da, bă, tu trebuie să-ți faci pedeapsa de asta. Bă, dar Andrei, și trebuie să-i zic eu că aia acum să ce? Să se demonstrez eu ei? Da, de pur că am vrut să dau insignia aici. Asta e adevărat. Stau acum să... Menajez pe să stau să-i explic. Păi nu, asta dar ai zis că te-ai jucat, că acum spui că nu, intenționat. Păi dar spune tot așa. Nu mă stresează, zic ce vreau. Andreea, nu... Dau acum să... Am avut o discuție cu... Asta e discuție pe bune, că a dat și eu cu piciorul în sine, când voi le lăsați aruncate era... peste tot. Nu, da, dacă tu ai spus la început că ai dat... Păi dar nu e logic, am dat în glumă, că nici nu știam acum, era căzută jos, era căzută pe aici, pe bune, stăm acum să... Dar nu vreau să-i spun, am simt nevoie să-i spun, am spus odată, nu mă justific de trei ori. E genul de persoană care oricum vorbește afară cu niște persoane, bă, bate mâine după ceva ca să facă o discuție. Nu vorbesc, e părerea mea, ela, nu trebuie să. Eu cred că seara, iar ea mi-a spus. Nu ai căutat-o, că le-a tweetat de atâtea ori și vă caută staff-ul și vă întreabă unde sunt insigne și nu mă interesează. Eu nu zic nimic altceva. Așa că dacă nu vă interesează de insigne, nu vă mai faceți acum că vă interesează. Eu nu dați doi bani pe insigne. Ce vă mai place să vă cotați subiecte? Voi vă plângeți și voi le cotați. Cred că tu ești. La coafor am dat cu perioade, după el. Nu știu cum trebuie să vă zic. Doar tu ai căutat subiecte. Ziceți, ai ceva cu mine? Zic că n-am. Zic, bă, de acum încolo nu vreau să mai discutăm. Tu acum să cauți discuție. Marius, pur și simplu. În ultima săptămână am vrut să văd dacă v-a deranjat. A fost o întrebare generală, apoi m-am nu mă deranjează prezența ta, că eu sunt băiatul și fată. N-ai cum să mă deranjeze pe mine. N-am fost favorit. Abia acum ai realizat. Nu mi-ai luat banii din mână niciodată, nu are de ce să mă deranjeze. Deci, băiatul ăsta, eu sunt fată. Fine, îți crezi niște discuții cu mine inutile. N-ai cu cine? Eu ți-am zis. Bine, atunci ce mai căutați în casa asta dacă n-avem cu cine? Nu ce cauți tu, că tu n-ai cu cine să vorbești. Dacă vorbești cu mine sau cu Gabi, nu te bagă nimeni în seamă. Nu? Nu, nimeni. N-ai avea niciun material într-o gală. De multe ori eu, tu m-ai băgat săptămânile trecute și n-am vrut eu să mă bag. Am ieșit afară. Da, dacă mi se pare un și foarte bine că nu ai cu cine. A dat exemplu foarte bun. Nu a luat insignia de jos și a zis, bă, te bagă nimeni în seamă. Nu știu ce. N-ai avea niciun material. Eram lângă el. Despre ce vorbim? Pedeapsa lui Gabi. Ce faci, Ferni? Salut! Bună, vreau să toată lumea de acolo. Dar n-ai căști, că nu te auzim. Taci. Nu am căști, nu mă auzi? Ai zis Fernando, ce te-a auzit, Fernando, zi! Pe normal că m-auziți, măcar să-mi citiți pe buze. Haide! Ce faci, Diana? Bine, tu ce faci? Ce să fac? Uite, voiam să te întreb ce s-a întâmplat între tine și băiatul ăsta de te gândești tu la băiatul ăla după mâna ta. Eu? Asta e pedeapsa mea? Asta e pedeapsa mea? Că mai, a mea? Păi stai că mai s-a pedeapsa. Zile, Fernando. Păi ce pedeapsă ar putea să fie pentru tine, Diana, când mă vezi? Da, asta e o mare bucurie și eu sunt de acord nu, cu tine. Nu, dar nu pot să răspund la întrebarea asta. Eu sunt de acord cu tine. Băi, Fernando, cum facem? Că te-a văzut și mai devreme. Ai mai vorbit! Păi, nu vă zic nici eu și nici el. A, da, asta da. Asta era pedeapsa? Da. Ce faci, Gabi? Ce s-a întâmplat cu Diana? Ce, Fernando? Ce s-a întâmplat între tine și Diana? Eu am lăsat-o pe mâna ta și tu ce faci? Nu a mers, frate, ce să fac? Păi da, mă, fratele meu, mă, dar trebuia să faci orice ca să se gândească la tine, nu tot la mine. Asta e, frate, dacă s-a tot la tine s-a gândit, acum, da, na, tot pe tine te iubește, nu mă iubește pe mine. Ca să o fac pe ea să mă iubească și mai mult. Păi normal, foarte bine, eu mă bucur că am făcut să fac chestia asta, nu, ca să iubească. Mă bucur pentru voi, să fiți sănătoși și fericiți. Păi normal că te bucur și o bucură toată lumea, nu știu ce vorbea. Fernando! Și eu m-am bucurat pentru voi, dar puțin. Foarte bine. Da, puțin. Dar, Fernando. Da. Dar tu o mai iubești pe ea? Pe Diana? Da. E ce faci? Odată ce am început din nou să vorbim și am trecut peste ce s-a întâmplat,
A, deci mai vezi. Prima dată, nu cred. Mai iubesc. Mamă, bravo, bravo, Fernando! Deci, bravo, mă, bravo! Da, iubesc, doar că nu-mi place că, uite, și-a bătut joc de fata asta, eu am lăsat fata cu creierul întreg acolo, și când am vorbit cu ea... Mi-am bătut joc de ea? Mi-am bătut joc de ea? Adică se referă că m-ai lăsat? Sau că te-ai despărțit? Nu, am mai mers între noi doi. Ce s-a întâmplat? Nu am mai mers între noi doi, nu am fost... Nu și-a mai întâmplat, nu, Fernand. Bărbat, nu, frate, că tu trebuie să faci ca relația să meargă după tine, că de-aia ești vorba, nu? Că atâta timp... Marius Andrei, atât. Păi, Fernando, eu nu cred că nu tot ce a fost de mine eu am făcut. Mai departe, n-am mai putut să mai fac. Nu ne-am înțeles, nu ne-am înțeles. O femeie joacă după cum îi cântă bărbatul, dacă e bărbat. Poftim? O femeie joacă după cum îi cântă bărbatul, dacă e bărbat. Păi, eu cred că un timp a jucat, acum... Dacă s-a întors la trecutul păi ei... cum a jucat? A venit-o pe terenul meu. Păi foarte bine, frumos pentru asta, încă n-ai pe tine. Și față de mine a fost falsă. Și care e? Fii atent, fratele meu, că eu am făcut box și tu ai făcut fotbal și tot eu trag mai bine la poartă. Foarte bine, frumos, bravo. Poți să tragi în continuare? Nu, băi, eu cred că sunteți... Tragi în continuare. Te rog frumos să vorbești numele lui, nu numele meu, că nu i-am spus. Păi da, tata, aia da? N-am spus dacă mai joacă, dacă mai vrea să joace. Păi nu știu, poți să întrebi pe ea dacă vrea să mai joace, nu pe mine. N-am înțeles. Poți să întrebi pe ea dacă mai joacă, ce, nu eu. Ce discuții aveți, bă, de televizor, ce vede? Nu te mai referi la mine, pare rău că nu mai despre subiect. Eu cu băiatul ăsta n-am cum să mă înțeleg, nu mai zic cauza ta. Păi da, eu n-am nimic. A fost ceva și nu am înțeles, am fost cu niște camere. Eu cred că cât am stat aici, noi ne-am înțeles amândoi. N-am avut păi bă, n-ai cum să zici așa ceva când tu, cum am plecat, ne-ai dat la femeia mea. Păi și ce trebuia să fac acum? Am fost frați, dacă cumva? Dacă erai băiat așa cum te dădeai, n-aveai cum să te dai niciodată la femeia mea, că te-ai dat prietenul meu înainte, nu? Nu am fost prieteni, am fost colegi de cameră. Colegi de cameră, oricum. Bun, păi și ce e asta? Dar nu-mi pare rău, că s-a compensat. Unde ai luat-o după de aia, au venit trei gații tale tale la mine. Nu contează, poate să mai fie încă 10, nu mă interesează. Păi mai ai încă 10? Păi, probabil că mai am, probabil că nu. Tu n-ai fost în stare de Diana care era acolo în fața ta. Tu lasă că, uite că ai fost tu și ți-am luat-o eu. Cum vine? Ai fost tu și ți-am luat-o eu, deci tot a avut o relație cu mine. Păi da, bă, fratele meu, dar ai luat-o când am plecat eu! Păi da, bun, am luat-o, dar uite că... Uite că... Ea pe mine m-a acuzat că am fost fals. Acum se vede care din noi doi a fost fals. Vezi cum se vede că este... Păi da, ea n-a fost falsă, odată ce tu nu-i oferi la o... Mai mult de atâta... Mai mult de atâta nu pot să spun nimic. Ceea ce e între voi acum, să fiți fericiți și să vă iubiți în continuare. Mai mult de atâta nu pot să zic. Stai fericit. O femeie, ca să stea lângă tine, trebuie să o faci fericită. Tu nu ai fost în stare să o faci fericită. Ok, asta e părerea ta, să întrebăm pe ea dacă am făcut-o fericită. Păi eu îți întreabă și părerea, dacă am... Păi întreabă tu, eu cât timp a stat aici lângă mine a fost fericită. Adevărul că s-a văzut că a avut mai multe sentimente față de tine și că a fost mai fericită lângă tine. Dana, cine e fericirea ta, eu sau Gabi? Tu. Răspund eu pentru ea. A răspuns Ramona. Ce oameni sunt. Dacă, fii atentă, dacă sunt eu fericirea ta, nu mai spune nimic, doar îți zică mâna. Diana, n-ai ridicat mâna? Poftim? N-ai ridicat mâna? De ce să ridic mâna? Păi am zis, dacă sunt eu fericirea ta, să ridici mâna. N-am ridicat mâna. Te are pe mână, ce să mai ridice mâna? Înseamnă că tu, măcar, ești fericirea ei, dar... A, și o să ne liniște am în seamă. Nu știu, voi știți mai bine. Păi... Cine vorbește? Cu mine nu vorbește. Cu mine nu mai vorbește, cu tine vorbește. Nu, Fernando, da. Am avut o relație cu Gabi, el a simțit nevoia să nu mai continui relația. Cât timp am avut relația, am fost ok? Ai fost ok, doar că te-ai gândit la mine. Nu e nicio problemă asta, Diana. Uite, tine umblă după femei, facea, nu, un băiat, deci o să-și bată în joc. Tu numai ce să cauți cu băiatul ăsta, tată, că se facă foarte tare de rușine. Ce Sarabona v-a făcut cu capul ăsta micuț? Am jucat bine, cât am putut. O femeie care se crede așa, n-are cum
N-are cum să facă ce face ea. La nu Berna, mai, cre... nu mai spuneți voi așa, că o persoană care are o rană acolo, n-ar nu zice în viața ei că sunt da, cea mai frumoasă. Da, mă, copleșiți prea mult. Niciodată. Dar ea... niciodată. Nu știu, am zis voi, n-am zis. Rana doar eu știu, că în inima mea, nimeni din casa asta, nici măcar părinții mei, n-au acces aici, da? Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17.